Deci voi încerca să prezint manualul frigotehnistului de ediția 2020. Manualul conține 570 de pagini, format A4. Tot manualul este full color. Acesta este manualul, ca să-l vedeți. Ce conține manualul frigotehnistului? Avem 56 de capitole, deci ultimile noutăți în tehnica frigului artificial. Deci este scris, două capitole sunt făcute împreună cu Iordan Daniel, pump down-ul și tutorial execuție SIF-SLL. Deci am pompe de căldură, două capitole, autorii Adi Farcaș și Horia Bura. Deci foarte bine făcute. Deci acesta este manualul frigotehnistului. Să încep să vi-l răsfoiesc, să vedeți cum arată un manual în secolul 21. Manualul care, după care eu predau, grupa 17 deja l-a primit. Deci acesta e. Îl răsfoiesc încet, încet, ca să vezi și tu ce învață alții, ce se învață în România în anul 2020. Deci, ca nivel de complexitate, dacă ar fi să compar acest manual cu tot ce este în România, sincer vorbind, nu găsesc ceva similar. Deci, în piața românească, știți și dumneavoastră că după 30 de ani de ce a fost, învățământul românesc este praf, este la pământ. Mai pomeni școală profesională care să formeze frigotehniști la Paștele Cailor. Dar liceu industrial, păi știu eu când o zbura Purcelul Bălan. Dar post-liceale, la Paștele Cailor și ălea. Deci, maestru frigotehnist, jui, nimic. Deci, suntem ca nație praf la acest capitol. Dați seama și dumneavoastră, au fost niște ani în care au fost făcute, mai știu până ce an, cred că 2014, o 70 ceva, numai nu, 96 de reforme ale învățământului și l-au pus în genunchi. Știu că mai funcționa acum vreo 6 ani ceva pentru frigotehniști în liceu profesional în București. Doamne, am vrut în folosul comunității, de milă la copii, să le predau. Deci, fără obligații, fără nimic, să facem cercul frigotehnistului. Atât trebuia să-mi pună liceul la dispoziție, o sală, după program, ca să nu deranjez, știu ce făceai pe acolo și amărăția. Doamne, au trecut 6 ani, nici în ziua de azi n-am putut să le explic nimic. Deci, domne, dezinteresați. Nimic. Să simțeau jigniți să le predea Olteanu Mircea acolo. Doamne, și am experiență de aproape 1200 de frigotehniști calificați. Deci, cel puțin 4 ediții de suporturi de curs. 2012, după 2013, 14. Deci, unul din ele l-am aici, nu vreau să-l prezint. 2016, vârf de gamă, n-a fost depășit în materie, în țară, de nici, de nimeni. Deci, ca pregătire, să priceapă cursanții mei, doamne, suport de curs, să îl aibă în fața lor, să aibă ce studia acasă. Ce vreau să vă zic, cum începe manualul? O prima pagină. Este, deci a fost un efort de echipă ca să facem acest manual.
am avut la dispoziție. Mi-au trimis băieții. Nici nu poate rezerv 10 minute să vi-l comentez. Mi l-au dat băieții acest manual. N-au dreacu să priceapă. Scris de... Deci nu le dau numele. Profesor, universitar, conferențiar, doctor, inginer, 5 nume în față, 5 titluri în fața la nume. 10 minute ia loc și acestui manual. Doamne, ce să zic? Te închin pe cuvântul meu. Deci, asta e. Dă-mi praf. Ce să vă zic altceva? Aici, prima dată, pornesc cu termodinamicul. Termodinamic Constanța, deci vând scule, n-am nicio obligație față de niciun interes, nimic, dar m-am întâlnit când am predat la Heineken Constanța cu domnul director Panait și am explicat, domnule, uite ce fac în București, cum îi jegmănesc pe ai mei. Și mi-a zis domnul profesor, zice, pentru băieții noastre vă facem reducere de 10%. Deci aproape și-au anulat profitul. Ce să vină să cumpere scule. Doamne, am făcut practică cu un rând de scule de la termodinamic, cel puțin 600 de cursanți au învățat pe ele și am predat la firma cu care colaboram sculele înapoi, erau în mințile lor. Acum, de vreo 4 ani, mai am un rând de scule de la termodinamic. Doamne, scule hotărâte. Au murit de gât cu băieții, doamne, au fost trântite. Eu știu, mai bruscate. Doamne, au rezistat. Pompa de vacuum, e mințile ei, manometrele, la fel. Doamne, imaginați-vă că sunt super ok și prețul este foarte mic, cu bun simț. Mi-aduc aminte, fac o paralelă, s-a dus Petrache Daniel de la grupa 17, a cumpărat un rând de scule din București, 8.000 de lei, aproape 2.000 de euro. Doamne, jaf pe față, nu alta. Cred că tămâia vânzătoarea cu banii lui Petrache Daniel, toată marfa, cred că a dat și pe la subțioara piciorului să-i meargă bine. Te-a dat seama dacă faceți o socoteală cu reducere cu alea și plus prețurile cu bun simț că mai lua Petrache Daniel încă un rând de scole low cost. Da. Asta e, fiecare face ce vrea. Manualul ce are? Păi manualul are aici ISBN-ul. Deci pe drepturi de autor, că am avut un nemernic. Eu luam manualul din 2016, nu știu cum i-a căzut în mână, l-a trecut în forma PDF și îl vindea băiatul, Andrei, îl vindea pe OLX pe Publi24 la jumate.ro cu 100 de lei. Deci, domnule, gândiți-vă, ăsta este o 90 de lei și el vindea în format electronic mai scump manualul meu. Trebuie să ajung cu el. Săptămâna viitoare, cred că ne întâlnim în fața la judecătorie. Nu merge. Adică eu am muncit niște mii de ore. Un nesimțit. Aici ce aveți? Un cuvânt înainte al meu. Unde vor ai mei să se ducă, trebuie să specifice pentru scule la termodinamic. Dacă vor, pe toți i-am sătuit, bă, faceți-vă după ce învățați cum să le folosiți la practică, vă faceți un necesar de scule, un pachet și cereți ofertă la mai mulți. Cereți și la termodinamic Constanța și vedeți că acolo mai plătiți 20 de lei, fan curierul. Îți vin acasă, puierește, să zicem, să fărâmă, să strică pompa de vacuum. Am pus, am aruncat pe biata pompă. Păi o pui la fan curier cu plata la ridicare, deci la termodinamic. A doua zi zine pompa înapoi, dacă e ea defectă. Deci e bine să vedeți că e păcat, munciți pe bani, băi, oameni buni. Aici ce are manualul? Rog să rețineți, am efectiv aproape 70 de pagini de noțiuni de electrotehnică. Deci, testare, cunoștință, termistoare NTC, rezistoare dependente PTC, aparate de măsură, scheme de acționări electrice, contactoare, capitol special.
Păi, bă, fraților, dacă iau un manual care îl găsesc în comerț pentru electricieni, o scârbă de manual, cât este? Păi, știu eu, uitați, asta e o pagină a 4 și dacă dau pe din două, am obținut două pagini a 5. Nici 150 de pagini a 5, dă prostul 20 de euro, 50 de pagini, 60 de protecția muncii și restul 100 de pagini mai nimic. E mult mai complex ce au frigotehniștii mei în primele 70 de pagini sau 80 câte sunt. Deci, învață băieții carte. Totdeauna la frigotehniștii mei le-am recomandat, băi fraților, faceți și voi un curs de electrician. Peste 70% din ei au înțeles și au cursul de electrician, fiindcă mai mult de 60-70% din defecțiuni sunt de natură electrică. Și trebuie să un frigotehnist al meu moare decât cu un electrician. Deci, uitați, capitolul de noțiuni de electrotehnică. Contactoare, scheme de comandă, de forță, deci acționări cu relee. Doamne, au băieții aici porniri de motoare. Deci că sunt asincrone monofazate, trifazate, stea triunghi cu protecție în vârful stelei. Doamne, le-au pe toate. Încă o dată, uitați, sondele. Cum să găsească, să poată să simuleze o sondă. Deci, uitați, sistemul de pornire la un compresor de frigider, un ermetic. Doamne, le-au pe toate aici. Ca nivel de complexitate, manualul românesc, domne, v-am explicat, nu există în piață ceva similar, domne, profesoria durut în spate, a, mai poate, inginerii, vezi de și astăzi, denunțați, păreți, vai de capul lor, domne, n-au mai putut ei. Și atunci, cu ce-l pot compara? Păi zic că am în calculator Modern Refrigeration, și manual practic de panaș frigorific, francez, deci unul american, unul francez. Sunt capitole la care manualul românesc, deci moare de gât, domne, cu manualul american și manualul francez. La partea de electrică i-am făcut harcea-parcea. Sunt scheme, domne, de pompe de căldură de alea care nu visează ei. Deci, să zicem, domne, este la nivel internațional. Deci uită-te și tu, care vezi filmul, ăsta este manualul pe care tu nu ai să-l ții în mână, nu ai să ai parte de el. Deci el întotdeauna se editează strict pe numărul meu de cursanți. Deci nu mă apuc eu să fac cultura în România. Fiecare să vină să învețe sau să trezească cine știe ce fraier, să încerce să predea după el și să nu se descurce. Mai mă gândesc dacă va apărea în librării. Deci uitați-l, ăsta e manualul. Deci ISBN-ul și mai departe. Ia să vedem ce avem în el. Deci după ce trecem de capitolul de electrică, noțiuni generale de frigotehnie. Domne, să priceapă, o să ziceți, domn profesor, dar cât este de accesibil să-l priceapă amărâți ăștia care au terminat un liceu? Vede de capul lor și nu știu ce știam eu în clasa 8. Domne, ăsta este manualul, uitați-vă la el încă o dată. Uitați-l. Plin de poze, desene, scheme. Deci, dacă o iau pe dăncilă, și, bineînțeles, îi trag și vor două, trei bătăi. Doamne, și aia îl pricepe. Dar o să zice, bine, dăncilă e ceva reprezentativ pentru PSD, dar altul. Îl iau pe deputatul mitralieră, domne, ăla, nu știu, pe la Camera Deputaților, tot PSD-ist. E, și ăla îl pricepe, domne, dar trebuie să-i dai două, trei bice pe spinare. Deci îl pricepe, n-are încotro. Deci, uitați, uitați, aici manual adevărat care îl pricepe, știu, ziceți-mi, niște parlamentari de aia amărâți care nici măcar n-au liceu, unii au facultate și n-au făcut liceu. Deci, uitați, ăsta e. Deci, un manual foarte complex. Am băgat presostate, au tot. Ce are?
Deci producerea frigului artificial. Nu mai știu ce, până la 70 să dă. Deci, cum încep cu manualul? Păi, începem foarte simplu. Vă iau și eu de la nivelul ca să priceapă tot omul cu un cazan de țuică sau ce am. Aici am luat un spray de gândaci, un K300. Am aruncat pe bietul Bordan, că au tăbărât legiunile de gândaci pe el. Cum iese lichidul pe țeavă, cum ajunge în tuză, cum vaporizează, de-i dă pe ea, de-a dura, i-a omorât, le-a făcut de 6 săptămâni. Dar fără cuvântul fierbere, nu se întâmplă vaporizarea. Și e gândită de el, de sus. N-am uitat să vă spun, domne, manualul este interzis ateilor. Hai să mai dați neile. De ce? Păi prima dată am pus că pornim de la un adevăr. Dumnezeu a binecuvântat școala și mersul la școală. Da, domne, e meritul lui Dumnezeu că mi-a îngăduit mie să fac acest manual. Păi nu am niciun merit, domne, și al cursanților de, și al frigotehniștilor mei. Că vorbeam și eu cu frigotehniștii mei, bă, zic, uite, mi-a căzut în mână un amărât de manual scris de niște conferențiari, doctori, ingineri, universitari, ce aveau pe acolo, cu profesori, 5 titluri. Bă, zic, ce facem? Un amărât de ingineri, credeți că e în stare să facă așa ceva? Bă, profesor, mi-au zis băieții, suntem alături de dumneavoastră, vă ajutăm cu ce putem. Murim cu ei de gând, suntem singuri împotriva tuturor. Domne, și așa s-a născut manualul. Deci fiecare a venit cu o idee, am avut nevoie de un tutorial de făcut buzunare, deci pentru țevi. Am dat telefon la 12 noaptea lui Iordan Daniel, am explicat, bă, Daniel, uite așa, așa. În 20 de minute s-a dus în atelier, mi-a trimis tutorialul și l-am băgat în manual. Deci așa am încurajat pe toți. Roșu Florin mi-a trimis cum a reparat o pompă de căldură. Nu știu câte capilare avea acolo. Deci asta e contribuția băieților. Deci, aici ce face? Vine un manometru. Că toți ai mei știu cum arată un manometru de hidrofor. Le-am pus ca să iau cu binișor. Cum să face? Am luat un cazan de țuică. Că toți știu cum arată cazanul de țuică. Imposibil să nu-l fi văzut la țară. Acolo are schimbările de stare, de agregare. Știu, ajunge la, de la lichidul care are, eu știu, 10 grade am pus, fierbere, vaporizare, condensare și din coace iese lui Laurențiu, lichidul saturat, țuica de prune, ce face el pe acolo. Am aruncat pe bieții băieți. Aici ce au, ca să priceapă mișcarea browniană. De ce? Părefularea compresorului nu poate ține mâna pe el să priceapă. Aici e schema lui Laurențiu Daniel, din izvoarele. Aici ce am, le descriu manometru. După ce au priceput cum funcționează mașina frigorifică. Ca să puteți realiza dumneavoastră cât este de mare schema, ca așa vi se pare, cine știe cum. Am aici un asistent, un ceas, domn. Ia uitați-l. Este mai mare decât ceasul de masă care îl aveam când eram copil. Este încă funcțional. Am reparat, sărac. Deci, toți refrigeranții, ce refrigeranți au cum să citească scala, să citească presiuni din ce-i făcut un manometru? Au băieții, învață carte. Și aici încep mașinile frigorifice să le explic ce fac. Deci, uitați, căderi de presiune. Domne, efectiv, și dăncilă îl pricepe, manometrul de joasă, de înaltă. Deci, domne, colorate, cum le vede el săracul frigotehnist în viața de zi cu zi, din ce-s făcute mașinile frigorifice, până la un congelator, cum sunt înseriate sertarele, ventile de laminare, asta e începutul. Avem și capitol de ventile de laminare. Domne, cum este? Tot ce e ventil de laminare, cu tot neamul lor ne-a adormit. Domne, tot. E explicat. Belea. Păi, aici mi-a rămas nițel loc. Păi zic, ce să le fac la băieți? Că nu aveam cum să fac schemele astea. Le-am pus aici niște, de la un contactor, schemele, contactele normal închis, normal deschis, ca să învețe băieții, să se împiedice de ele, să se întrebe. Schemă electrică la cel mai amărât frigider. Încă una și încă o schemă electrică. Doamne, încă o schemă electrică cu PTC-ul. Ia să vedem. Încă una. Pa, aoleu, au. Deci, domne,
O să ajungem să vă arăt și manualul ăla amărât, vedeți, găsiți pe dreapta, nu găsiți nimic. Aici ce este? Le-am pus o schemă cu un soi de macaz ca să vadă și ai mei ce face, doamne, o vană cu stricăi. Aici ce? Aici este alt soi de frigider care este explicat cu vană. Deci, aici compresorul, cum îl alimentează, cum își măsoară la bornele compresorului rezistența înfășurărilor, să vadă, iar de la masă, ce se întâmplă cu el, să nu-i trântească cu fundul de pământ pe ai mei. Un lucru foarte important. Aici a mai rămas un pic de loc undeva. Am pus iarăși să-și aducă aminte ce e aia, că-i sondă, că ăsta este ce cu el. Ce au? Păi au niște amărâte de scule aici cu care ei lucrează. Ai mei sunt familiarizați. Iar, știu eu, trusă de încărcat și pentru a recupera freonul. Aici ce au? Stații de sudură. Pe asta nu recomand nimănui. E de unică folosință. Le dau câte 100 de lei să repar două frigidere amărâte. Nu se cade, domne. Prefer stație de sudură reîncărcabilă. Bateria de manometru. Doamne, ai mei știu toți cum funcționează. Să o vadă că ăsta e de joasă. Furtunele sunt roșu, galben, albastru. Deci, învață carte, domnule. Aici, altă schemă de mașină frigorifică cu două compresoare. Aici ce fac? Am intrat în funcționarea presostatelor mecanice. Am dat prima dată un exemplu cu presostate care le folosesc băieții la, pe la pompele de udat apă, la hidrofoare, la alea, fiindcă ei sunt familiarizați și atunci pot să relaționeze, să facă legătură cu presostatele lui, cu diferențial, cu alea. Ce? Le-am pus și aici ca să vadă ce, unde este presostatul pe înaltă presiune, pe joasă pus, pe unde este temperatura lichidului, cu câte grade iese din condensator. A, uitați, alte scheme de manometre. Ca să învețe și presiunile, de data asta e prea mare. Eu am un ceas aici, de masă, rusesc, domnule, că ăsta e mai mare decât ceasul care e cât pendula. Uitați-vă și în asta. Deci el, dacă își uită acasă manometrele, vine săracul cu cartea după el, dacă nu-l doare mâna, să care 2 kg, dar ai mei, doamne, spărbați, hotărâți. Aici ce au? Cum au conductele de la un compresor semi-hermetic și valvele de servis și ușor, ușor intră în îmbinări nedemontabile prin compresie mecanică. Deci uitați, filtrul. Mi l-au desenat băieții, l-au tăiat, l-au feliat, i-au pus granulele lângă el, mi-au făcut astea după la Jordan Danson. Sita grosieră, sita fină. Aici filtrul tăia, s-au chinuit, s-au canonit. Doamne, efort de echipă. Filtrul, dacă îl montează, cadreacă. Așa mă funcționează. Aici e un filtru de la care nici nu recomand. Sculele care le folosesc ei, ajungem într-un târziu și în diagrama test, la diagrama test, cum am pus-o? Eu, băiat deștept, de experiență, cu am predat, eu știu ce scui. Am luat și am pus diagrama test și pe margine am pus componentele mașinii frigorifice, că ei să-și dea seama imediat pe ce parte sunt. Să-i faci, doamne, experiență de predat. Aici, niște testări pentru băieți. Ce avem mai departe? Asta nu mai discutăm. Este o mașină frigorifică cu recuperarea parțială a căldurii. Aici intrăm în sif SRL ca să priceapă și el. Uitați, o schemă luată după Bova Solution. E belea schemă. Deci băia învață. Știu și ei ce înseamnă sif SRL-ul. Și componentele, am plus filtru, vizor de lichid și un ventil de laminare cu capilar și bulb. Deci, testări. Awesome. Aici ce are? Mâna mărât de compresor care are termostatul pe el și presiune joasă și înaltă, contactele la presostat sau diferențială. Ca să știe, să urmărească, dei, și să-și dea seama ce rol are. Uitați, alt manometru de ecologici, manometru de amoniac. Deci aici alt manometru, ca ei să știe să citească ce presiune are, știu eu ce le-am dat pe acolo. Aici ce au?
au un manometru cu R290, cu o freon refrigerant ecologic. Aici acea o altă schemă ca să vadă cum măsoară presiunea de pe joasă și să-mi răspundă. Aici ce este? Un SIF SRL la un auto care este pe R1234Y. Altă minune, o combină frigorifică care are 3 registre de congelare și are o placă pentru refrigerare. Uitați să vadă și ai mei cum se face, cum circulă refrigerantul, cum vaporizează tubul de mărire de secțiune să nu facă frigiderul combina ca toți dracii să de afară din casă să sperie nevastă. Aici avem identificarea, capitolul 24, identificarea refrigerantului. Că se întâmplă, domne, sunt și mărtani care nu mai știu ce au în butelia lor, nu mai știu, neba vopsit-o. Și ce face? Aruncă freonul sau bagă știu eu cine știe ce freon peste altul? Atunci el știe, folosindu-și sculele din dotare, să afle cu bateria de manometru și un termometru laser, să afle ce refrigerant are în butelia lui. Păi alte... deci cu ce se confruntă frigotehniștii? Păi au și săraci de ei. Mai găsesc cât un păr refuzat de soartă. Și trebuie să știe să-l astupe toată tehnologia ca să-l astupe cu rășii. Păi încălzire la nici 200 de grade. Aici alt capitol, prelucrarea conductelor, cum le taie, cum pune bonfire-ul de bavuratoare, fiecare cu ce poate. Aici toate operațiile descrise, domne, pa, și Nicolicea le pricepe, dar bineînțeles tot cu adaosul de 2-3 bice pe spinare, altfel nu. Ăștia scăpoși, domne, să pricep la furat. Cum își face el registrul de țevi? Folosind niște scule amărâte din dotare. Uitați, trusă de berclui calibra cât face distanța să se petreacă la argintare. Aici, trusă de calibrat, deci bijuterie. Îmbinările nedemontabile prin compresie mecanică. Descrise, domne, de ce să spun, și amărâția de, știu, parlamentari, le pricep, domne, tot, bineînțeles, tot folosind că i-a scăpat și tot bătuta, ca să le vină mintea la cap ca la vulpoi. Uitați-le, descrise cum nici în modern refrigeration nu le găsești, nici în manualul francez. În scârba asta de aici, ăsta albastru, fie al dracu dacă pomenește ceva de ele, dacă găsești 3 poze colorate, 99,99% este alb-negru, niște ștersături. Uitați, aici tutorialul lui Iordan Daniel. Deci, uitați, doamne, cum își face și el buzunarul. Aici, cum recuperează un vaporizator. Aici, scule cu care lucrează. Domne, doar să uită în manual și le vede în vitrină. Uitați, cum își face el o reparație. Dom'le, doar să vrea, doar să aibă chef să învețe. Asta e manualul care, vorba aia, cred că, nu știu, la nivel european, cred că, puse alea două la un loc, american și francez, dacă îl pot răzbi pe ăsta, dar nu cred. O să mă întrebați, mă întreabă câte unii. Tot profesor, că ei nu pricep săraci, de necitind, e dărșeală să pună mâna pe o carte. Care e diferența între manualul românesc și ce găsim pe în piață? Păi ăsta albastru care vi-l prezint, exact cum aș pune ciobănescu mioritic lângă un chihuahua care a căzut de la etajul 3. Acum încearcă să resusciteze, mai dă dintr-o lăbuță și săracu a dat ochii peste cap. N-am cum să-l compar fără să șignesc manualul acesta. Dar față de alea francez și american, domne, cum aș pune ciobănescu mioritic, hotărât, domne, și vine un lup la turma de oi și îl vede pe ăla acolo, ăla stă, se gândește, bă, ce fac? Că mi-am găsit beleaua cu ăsta și atunci aici, bă, să scap, întreba, am luat-o din loc. Deci cam așa este diferența. Moare manualul românesc decât cu tot ce e în Europa. Nu știu, amărâția de nemți, n-am știință de nimic, dar am înțeles că sunt mai amărâți.
Aici, cum își face el o sudură, electrodul din ce e făcut, din aliajele din interior, cu cât au 40, 30, 28, 2%, râsul dracu, este argint, cupru, zinc și staniu sau cositor. Doamne, era un netrebnic, un distrus, care spunea că cositorul la 200 și ceva de grade se topește și pe aia mai încinci un pic și să fierbe. Dracu a pomenit, domne. Până și ăia, în epoca de bronz, știau că poate să facă aliaje și ăia nu știau ei termometru cum este, dar tot la 2370 de grade fierbea cositorul, domne. Deci niște besmetici, niște nebuni la cap. Deci ăia acum 7-800 de mii de ani știau să facă aliaje și suntem în secolul 21 și habar n-au. Aici ce este? Mapgazul, din ce-i făcut, cum să-l monteze. Aici scule care le folosesc, mapgaz cu furtun. Aici ce au băieții? Păi se duce cu electrodul ăla de 3 lei. Cum să-l bage în pasta flux, cum să-l preîncălzească? Bață, cate. Aici ce am? Suntem la capitolul de sudură de îmbinări nedemontabile prin argintare, lipitura tare. Și tot așa, reductor de presiune, domne, au, cum să nu, aici mai rămâne un pic de loc. Eu le-am pus un clametru. Aici ce au? Opritoarele de flacără, cum se face Elena o sudură, o argintare. Aici comparație între lipitura moale și lipitura tare. Râsul dracu, doamne, puneți mâna și citiți să vedeți ce se întâmplă. Cât se face o argintare, cât să petrec cele două țepi. Niște netrebnici ce fac, un pic o lărgesc o șurubelniță, o pun acolo, îi dă un pic de argint, a plecat și a crăpat țeava, a dus dracu. Aici cum își fac și ei îmbinările lor. Aici ce am intrat? În îmbinări demontabile, pâmbercluire, ăsta ce este? Tutorial făcut de Iordan Daniel. I-am zis și eu, bă, Daniel, nu mai am poze de la practică, fă-l și tu. S-a apucat Daniel, le-a făcut, bă, zic să se vadă cum se îmbină, le-a făcut bietul Daniel de ți-e drag de ele. Dom'le, ce să zicem? Și amărâția din Parlament, știu ce să, dacă le dai bătaie, s-a apucă și le reproduc. Deci asta, iar clametru mă monta pe al motor. Izolații, țineți cont, izolații de care? Izolații moderne, deci folosite în tehnica frigului artificial, cu arma flex, cu tubolit, oameni, trebuie să știe. Eu țin manualul ăla albastru făcut de conferențiarea, recomandă bete de cârpă, să ducă frigotehnistul cu preșul nevestii, cu foarfeca în buzunar, să taie șuvițe de două degete și să învârtă pățit. Doamne, nebunie curată, cum se face așa ceva, domnule, în secolul 21. Deci aici ce avem? Refrigeranții ecologici, ca să vadă și ei cum se distruge stratul de ozon.